Al doilea aspect care influențează inima este vorba de sistemul limfatic. Sistemul limfatic, la medicină se vorbește foarte puțin. Aveam în luna ianuarie programat să țin două conferințe, dar paradoxal, pur și simplu s-a făcut că nu am putut să ajung să le țin despre sistemul limfatic. A fost așa că am făcut. Dar, în esență, sistemul limfatic este, pe de o parte, principalul actor în ceea ce noi numim sistemul imunitar, pe de altă parte, este sistemul care preia lucrurile ce nu sunt recunoscute de sistemul nostru și le menține într-o antecameră, crezând că ori le va evacua, ori dacă nu, cumva va găsi o cheie pentru a le digera. Și în felul acesta, sistemul limfatic se încarcă până când imunitatea începe să scadă. Sistemul limfatic poate fi asemănat cu sistemul de canalizare al unei clădiri frumoase. Oricât de frumoasă ar fi clădirea, dacă canalizarea nu merge, după o lună, pur și simplu ai plecat. Nici o lună, câteva zile. La fel de important este sistemul limfatic în noi. Și mulți, când au o problemă legată de tensiune arterială, o problemă legată de inimă, se duc să trateze direct inima. Dar ei, în mod normal, ar trebui să se preocupe de sistemul limfatic, reglarea sistemului limfatic, reglarea viscozității sângelui, reglarea sistemului venos, reglarea trecerii din arterial în venos al sângelui. Deci toate acestea sunt niște mecanisme foarte directe folosite în diverse sisteme și în diverse domenii, militar, spațial, domeniul extrem al supraviețuirii extreme, în condiții extreme. Și de aceea există sisteme electrice de antrenare a sistemului limfatic. Păi de ce electric? Pentru că sistemul limfatic este condiționat ca și mai înainte, când am vorbit de antrenarea nervului vag, este condiționat de nivelul de electroni care circulă prin corpul nostru.